Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din I Am Bread. Și înainte începem, nu uitați să apăsați butonul de like și să dați share acestui videoclip dacă v-a plăcut acest episod și pentru a rămâne la curent cu această serie de în care o pâine vrea să se prăjească și pentru a rămâne la fel la curent cu ce se întâmplă pe canal. Nu uitați să vă abonați. Da. Continuăm cu jocul ăsta ciudat, care încă nu-l înțeleg, care e faza cu el și de ce a apărut. Dar da, aparent trebuie să ne prăjim. Ok. N-aveți ideea cât oare când încerc să filmez. Filmez așa, așa. Ups. Uite și tu cum stau agățat aici. Oh my god, n-am ales bine situația deloc. Pentru că am dat fail. Filmase multe, am aproape de sfârșit și acolo am căzut și am murit. Și n-am mai reușit să trec. Și a trebuit să trec filmarea. Și n-am avut ce să fac, așa că dacă vi se pare, se vede că, mamă, cam știu mapa, credeți-mă, am jucat-o de atâtea ori că m-am și plictis ideea. Și nu prea am de ales, din păcate. Uite, de chestia asta m-am băgat și acum cad în gunoi, da, știu, povestea. Trebuie să dau restart aici. Cazi în gunoi și ți-a toată viața și mori din prima. Da, și am o voce de asta, nici nu sunt prea entuziasmat să joc jocul ăsta, dar vreau să termin odată, să-l termin, să scap de el. Puțin dezamăgit de el, adică este foarte scurt, are decât câteva planșe, vreo 7 sau 8. 7 mi se pare, din câte am numat eu. Și jocul e destul de scump pentru ce face aici și pentru ce e în planșele alea, adică serios. 10 euro cât am dat eu pentru probabil 2 ore, să zicem, maxim de gameplay. Ok, el are și alte moduri de alea free roam, adică să te plimbi peste tot pe mapă care le temi, cu viață infinit și chestii, dar se jucăm fără putere, să știți, apropo. Nu prea e corect cu puterea aia. Și da. E... Sunt destul de dezamăgit puțin. Am dat costă destul de mult pentru ce face acest joc. Și da, oricum. Altă dată știu. Că nu merită. Nu merită. Și tot nu înțeleg de ce se duce gripul ăsta așa de rapid. Deci chiar nu înțeleg. Nu se duce greu, nu se duce rapid. Asta nu înțeleg. Uite acum se duce rapid. Uitați cât de repede se duce. Care-i faza? Fu, ce bine. Uite acum se duce greu. Hai mă, suite-o dată și las-mă în pace. Cam am nervi puțin. Am jucat Counter înainte și nu prea mi-a ieșit bine. Și... Tu-s gura mătii, suite-o dată. Așa. A fost destul de nașpa și-s puțin supărat, dar na. Ce contează? Am trece mie. Oricum, după ce filmez I Am Bread, acum probabil o să joc chiar Counter. Cum fac de fiecare dată. Deși pierd un meci nașpa și joc nașpa, tot joc după. Nu știu, m-am obișnuit să nu mai nerv. Să nu rămân supărat, de exemplu, să nu rămân supărat așa mult timp. De exemplu, mai de mult când pierdeam, mamă, deci cred că rămâneam supărat numai și cam o zi, două Counter, după iar jucam un meci. Dacă îl câștigam bine, jucam așa și când pierdeam următorul, gata, mă supăram și nu mai jucam. Acum nu mai e așa. Dar mă bucur măcar că am rankul care l-am. Pentru că de ăla mă descurc și na. Bine că n-am mai mult, pentru că dacă aveam mai mult era nasol. Că l-aș fi pierdut și na, aș fost dezamăgit probabil pentru că bă, ce de acum am ajuns până aici și am pierdut rankul. Și dacă m-am auzit pe video spunând rankul care l-am, îți spun asta pentru că nu știu când va fi postat video-ul. Și în momentul ăla nu știu ce rank voi avea la cantă. Chiar în momentul ăla, poate cu jumătate de oră înainte, am făcut Global Elite. Bine, nu se întâmple. Dar înțelegeți voi ideea. Da, bine. Acum cam știți voi ce. Ok. Cam ce rank-uri am. Ce rank eu am eu din video și da. Acum să vedem ce facem cu pâinea asta.
în sfârșit, mamă, cât țineam asta în mine. Și n-am cum ziceam, dezamăgit de jocul ăsta, a costat destul de mult și nu face prea multe. Ah, da, m-am uitat, bă, eu nu m-am arătat, trebuie să merg la Feonul ăla, mă. M-am uitat eu pe aici, bă, am stat așa acolo sus, sunt la pola și mă uitam, bă, unde dracu merg, mă, cad. Și aparent trebuie să merg la Feonul ăla, cred, pentru că ăla e singurul care văd care putea să mă prăjească pe aici. Ce e asta, mă? Ah, gelatina. Ups. Da, date de pe mine, așa. Aici am avut o problemă. Aici când mă pun lângă rățușca asta îmi ia viața, nu înțeleg. E normal, adică... Eu mai încerc acum puțin, da. E că am frică că o să mor sau ceva. Ok, hai, merge bine momentan. Păi merge bine momentan. Nu, nu merge bine, nu merge bine, nu merge bine. Care-i faza? Deci nu înțeleg, care-i faza? De ce mor acolo? Am încercat, dacă mă pun în apa asta, mor și aici. Și cred că... Știu ce ai... Trebuie să fac. Dar va fi greu. O să fie greu. Ok, am dat asta la o parte bun. Nu știu ce să fac, pur și simplu nu știu ce să fac. Dacă mă pun acolo, nu înțeleg, nici nu ia pe noi nimic, dar se udă și moare sau ce dracu face pâinea asta. Păi știu ce fac să trec. Că o să am nevoie de puterea aia până la urmă. Pentru că sunt puțin confuz. De fapt, cred că știu ce aș putea să fac, asta e. Ok, bun. Asta e, mă, asta e. Cred că asta trebuie să fac. Oh my god! Pro skills! Bă, ești nebun, voi ați văzut? Oh my god, nu mai e timp, mi se duce gripul. Așa, stau aici să-mi facă gripul. Perfect. Am înțeles. Cred că asta trebuia să fac, să mă plimb pe margine. Da, na, jocul e interesant. E o chestie interesantă. Dar, sincer, eu cred că 5 euro pentru ce-i jocul ăsta ar fi ajuns. E pur și simplu prea mult. Ia să vedem. Și aici trebuie să activez de aici? A, uite butonul, uite butonul. N-am ajuns până aici. Da. Ok. Interesant. Hai să vedem. Ce naiba? A rămas prins aici. O să mă prăjesc frumos. Ah, ce bine. Am văzut cum pot să mă prăjesc pe... Ce e debility? What the fuck? Ok. Îmi scădeai debility-ul. Și asta nu era bine. Am azi la 0 asta e la debility. Care-i faza, mă? Să mă prăjesc, dar nu înțeleg că ai fost ce nu-i convine lui edibility ăla. Perfect, gata. Nu mă interesează astea să ce notă se iau, vreau doar să termin mapele. Și da, cam asta a fost cu episodul ăsta în baie. A, uite, un calorifer lângă, poate puteam să mă fac și aici. Da, mă rog, ce mai contează. Dacă v-a plăcut acest film, nu uitați să apăsați butonul de like și pentru a rămâne cu ce se întâmplă pe canal, nu uitați să vă abonați. A, da, și să dați share, la fel. Bine, la David, pa!